Bine, v-am regăsit, prieteni! Astăzi vorbim despre lactate. Am mai făcut-o în trecut și cred că am reușit să vă arăt că majoritatea problemelor asociate cu ele, ca acidifierea organismului, scoaterea calciului din oase sau inflamația, sunt sau mituri sau sunt ușor de evitat. V-am liniștit, deci, legat de toate lucrurile rele puse în spatele lor, cu excepția uneia hormonii din lapte. Care hormoni chiar există acolo și despre care e normal să vă puneți întrebări? Cine ar vrea să mănânce produse ce conțin hormon de creștere, nu? Poate din cauza lor crește ceva în noi ce n-ar trebui. Sau cine ar vrea lactate cu estrogen care poate dau cancer mamar sau de prostată? Mai ales că există și studii care s-au ocupat și încă se ocupă de aceste subiecte și știm că nu este fum fără foc. Așa că astăzi aș vrea să lămurim toate aceste lucruri. Să vedem care sunt lactatele cu un conținut ridicat de hormoni și dacă e cazul să ne liniștim sau să ne îngrijorăm. Înainte să trec la treabă, însă, nu uitați, vă rog, că aveți capitolele mai jos, în descriere, ca să puteți, dacă vreți, să săriți direct la partea care vă interesează. Iar, dacă o să găsiți informațiile din acest clip utile, dați-vă rog un click pe butonul de subscribe ca să deveniți și voi niște abonați la sănătate. În regulă, la treabă! Așadar, lactatele sunt acuzate că ar conține estrogeni, progesteron, somatotropină, insulină sau IGF-1, care e un hormon de creștere similar insulinei. Și aceștia sunt doar hormonii naturali, pentru că există și hormoni sintetici ce se folosesc la bovine pentru a le crește producția de carne sau de lapte. Iar datorită acestor hormoni se crede că ne-ar putea crește nouă riscul de a face cancer mamar sau de prostată. Și e imposibil să nu iei măcar în considerare ideea că toate aceste substanțe s-ar putea să aibă ceva efecte în corpul nostru. Măcar hormonii sintetici, dacă nu cei aflați acolo natural, s-ar putea să ne facă rău, nu? Iar adevărul e că subiectul încă este studiat. Hormonii sintetici sunt interziși în Uniunea Europeană. Din ce știu eu, nu datorită unor dovezi directe că ne-ar face un rău, ci mai degrabă ca prevenție. Folosirea lor este permisă însă în Statele Unite, dar și acolo e controversată, oamenii fiind îngrijorați de potențialele efecte adverse ale acestor tipuri de hormoni, atât asupra noastră cât și asupra animalelor pe care sunt folosiți. Așa că, aș zice că decizia UE este cea corectă și că e foarte bine că au fost interziși hormonii sintetici. Dar, ce ne facem cu hormonii prezenți natural în lactate? Cei despre care am vorbit mai devreme? Estrogenii, progesteronul. Insulina, IGF și alți hormoni de creștere. Și ca să vedem, o să împart în categorii. Iar în prima astfel de categorie o să fie cei care par să sperie cel mai tare. Adică insulina, prolactina, hormonul de creștere bovină și factorii de creștere similari insulinei IGF 1 și 2. Toți acești hormoni sunt hormoni peptidici, adică sunt un fel de proteine mici formate din lanțuri scurte de aminoacizi. Dacă vă mai amintiți din clipurile trecute, când am discutat despre proteine, aminoacizii sunt fiecare ca o mărgeluță, iar proteina e șiragul pe care sunt înșirate ele. Ei bine, hormonii peptidici sunt și ei astfel de șiraguri, dar față de proteine au mai puține mărgele. Și ce știm noi despre proteine și despre absorpția lor? Știm că moleculele mari, adică șiragurile lungi, nu pot trece din tubul digestiv în sistemul circulator. Sunt prea mari. Așa că în procesul de digestie și ragul de aminoacizi din care este formată proteina este rupt în fragmente foarte scurte, suficient de mici ca să poată să fie absorbite. Iar asta înseamnă maxim 10 aminoacizi. Ei bine, hormonii despre care am discutat au 50 de astfel de aminoacizi sau chiar mai mulți, ceea ce înseamnă că insulina, prolactina sau hormonii de creștere nu trec în sânge întregi, ci doar fragmente din ei, care nu mai au activitate hormonală semnificativă. Da, poate unii dintre ei au activitate în tubul digestiv, înainte să intre în sânge. Teoretic, ar putea exista niște efecte locale limitate, dar e foarte puțin probabil să se întâmple acest lucru, pentru că imediat ce hormonii sunt eliberați din aliment, ei sunt și descompuși în fragmente. Așadar, atât timp cât nu consumați atât de multe lactate care conțin mulți hormoni ca să depășiți capacitatea organismului vostru de a-i procesa, n-ar trebui să fie probleme. Și e greu să depășești capacitatea corpului nostru de a-i descompune, pentru că hormonii peptidici, fiind mai scurți decât o proteină, sunt descompuși foarte rapid. În plus, în caz de nevoie, corpul nostru poate produce o cantitate mai mare de enzime, suficientă cât să facă față unei cantități ridicate chiar de proteine, care sunt mai greu de digerat decât lanțurile scurte de aminoacizi, ai hormonilor peptidici. Dacă însă aceste informații nu sunt suficiente ca să vă liniștească, mai am încă un lucru important de adăugat. Hormonii peptidici sunt degradați inclusiv de procesarea laptelui. Fierberea, pasteurizarea sau fermentarea degradează de la parțial până la semnificativ acești hormoni și îi inactivează. Deci, dacă laptele crud vă ridică unele temeri ele nu mai au de ce să existe în cazul laptelui pasteurizat, al lactatelor fermentate ca iaurtul sau chefirul și al brânzeturilor maturate. Așadar, ca o primă concluzie, hormonii peptidici ca insulina sau factorii de creștere similari insulinei nu sunt o îngrijorare atunci când discutăm despre produsele lactate. Cel puțin nu în Uniunea Europeană, unde sunt cele mai stricte reguli pentru cantitatea și tipul de hormoni permiși în lapte și derivatele din lapte. Dar Hormonii despre care am discutat nu sunt singurii din lapte, și nu doar ei au ridicat motive de îngrijorare. În lactate pot exista și estrogeni, în special estradiol și progesteron. Estrogenii și progesteronul sunt hormoni extrem de importanți în menținerea caracteristicilor feminine ale văcuțelor și în producția de lapte. Ei sunt prezenți în mod natural în corpul bovinelor, circulă prin vasele de sânge și, pentru că sunt liposolubili, adică se dizolvă în grăsime, pot trece în lapte unde se acumulează în fracțiunea grasă. Așadar, putem spune din start că lactatele cu un conținut ridicat de grăsime, ca brânza sau untul, vor conține o cantitate mai mare din acești hormoni, iar lactatele degresate sau cu conținut scăzut de lipide vor avea semnificativ mai puțin. Problema cu estrogenii și progesteronul este că, spre deosebire de hormonii peptidici despre care am discutat mai devreme, ei nu sunt degradați semnificativ nici de temperatură, nici de fermentare și pot trece și de enzimele din corpul nostru. Deci, ei pot ajunge întregi în sânge, ceea ce nu prea se întâmplă cu hormonii peptidici. Bun, astea sunt părțile, să le spunem, rele. Acum, părțile bune. Chiar dacă estrogenii și progesteronul pot fi absorbiți în sânge, totuși doar o mică parte dintre ei trec intacti bariera intestinală, iar apoi sunt transportați rapid către ficat unde sunt transformați în niște forme inactive ce pot fi ușor eliminate prin bilă sau urină. Deci, dacă nu consumați cantități mari de lactate cu multe grăsimi, nu o să aveți probleme nici cu estrogenii și nici cu progesteronul. Și chiar și atunci, Riscurile sunt mai degrabă teoretice și aplicabile celor care suferă de dezechilibre hormonale. În mod normal, corpul nostru având mecanisme foarte eficiente de reglare hormonală. Mai departe, haideți să vorbim rapid și de cortizolul din lapte. Cortizolul este hormonul stresului, iar el poate fi prezent în cantități ridicate în corpul văcuțelor care trăiesc în condiții mai puțin fericite. La fel ca estrogenii Cortizolul este și el un hormon liposolubil, ce se concentrează în fracțiunea grasă din lactate, care nu este degradat semnificativ de temperatură sau fermentare și care poate trece de enzimele noastre digestive și de bariera intestinală. însă, tot la fel ca mai devreme, el este transformat de ficat în forme ce pot fi ușor de eliminat prin bilă sau prin urină. Ce e diferit este că, cel puțin teoretic, puteți să evitați prezența lui în lactate căutând produse ce provin de la vaci crescute în aer liber și în condiții de stres minim. Și, ca să nu mai repet, cam același lucru se întâmplă și cu hormonii tiroidieni ce pot fi găsiți în lapte. Se concentrează în fracțiunea grasă, cantități mici pot ajunge în sistemul circulator și sunt inactivați de ficat iar autoritățile de reglementare au ajuns la concluzia că nu există riscuri legate de prezența lor în lactate. Acestea fiind spuse, cred că în acest moment putem trage și niște concluzii. Subiectul hormonilor din lapte este unul care interesează oamenii de știință, este urmărit și informațiile sunt actualizate constant. În acest moment, autoritățile de reglementare consideră consumul de lactate sigur și chiar îl recomandă într-o dietă echilibrată. Chiar și în aceste condiții, studiem lactatele și hormonii din ele pentru a fi siguri că înțelegem cât mai bine riscurile consumului lor, în special pentru că oamenii din diferite zone geografice par să reacționeze diferit la lapte și derivatele din lapte. Ne îngrijorează în special riscul de cancer mamar și cel de prostată, de aceea le și ținem sub observație de atâta vreme. Iar în acest moment, putem spune cu o destul de mare certitudine că lactatele acidofile adică iaurtul, sana sau chefirul sunt complet sigure, iar pe restul încă le mai urmărim, dar riscul consumului de lactate cu cantități mici de grăsime pare să fie minim. Așadar, atât timp cât nu o să exagerați cu lactatele cu conținut mare de grăsime, nu văd de ce ați avea probleme. Eu cam atât am avut de spus astăzi. Dacă ați rezistat până aici, mai am o mare rugăminte la voi. Să-mi lăsați o opinie în comentarii și să apăsați pe butonul de like sau pe cel de subscribe. Acest mic gest al vostru mă motivează pe mine să fac mai multe clipuri ca acesta. Iar, dacă vreți să susțineți acest proiect, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să deveniți membri ai canalului. Eu sunt Ioan și până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră.